Bună ziua! Astăzi vom învăța împreună despre variabile logice. Ce sunt variabilele logice? O variabilă logică are două valori, adevărat și fals. Poate fi folosită pentru a testa valoarea de adevăr a unei afirmații. Când se folosesc? De exemplu, dacă avem un șir de numere și vrem să verificăm dacă există număr pară șir. Sau, dacă avem un șir de numere și vrem să verificăm dacă toate numerele din șir sunt pozitive. Sau, dacă într-un interval închis AB există numere care au toate cifrele egale. Tipul de date care va fi folosit pentru variabilele logice în C++ este bool. Acesta cuprinde două valori, adevărat și fals. La exercițiu să rezolvăm împreună două probleme. Prima problemă. Am dat un șir de n-numere naturale să se verifice dacă există un număr par în șir. Ca date de intrare, se vor citi de la tastatură un număr n, apoi un șir de n-numere naturale. Ca date de ieșire, se va afișa mesajul da, dacă în șir există un număr par sau nu altfel. Restricții și precizări. N este număr natural cuprins între 1 și 100, numerele citite au maxim 9 cifre. De exemplu, dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 5, 1, 3, 2, 4, 7, pe ecran se va afișa mesajul da. Dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 4, 3, 5, 7, 1, pe ecran se va afișa mesajul nu. Ca idee de rezolvare, se va folosi o variabilă logică numită găsit, care va avea două valori, fals dacă nu există număr par în șir și adevărat dacă se găsește un număr par în șir. Se inițializează valoarea variabilei găsit cu fals. Se parcurge șirul. Dacă un număr din șir este par, atunci valoarea variabilei găsit devine adevărat. Dacă valoarea variabilei găsit este adevărat, atunci există numere pare în șir. Ca implementare, variabila găsit se inițializează cu fals. Se parcurge șirul. Dacă un număr din șir este par, valoarea variabilei găsit devine adevărat. Dacă valoarea variabilei găsit este adevărat, atunci există numere pare în șir. Vom crea un nou proiect în care vom scrie sursa. Se vor declara variabilele. Se va inițializa valoarea variabilei găsit cu fals. Se va citi câte numere sunt în șir. Se va citi un nou număr din șir. Dacă noul număr este par, atunci valoarea variabilei găsit devine adevărat. Se va afișa pe ecran un mesaj corespunzător în funcție de valoarea variabilei găsit.
să executăm programul pentru primul exemplu. A doua problemă. Fiind dat un șir de numere întregi care se termină în 0, să se verifice dacă toate numerele din șir sunt pozitive. Ca date de intrare, se va citi de la tastatură un șir de numere până la introducerea valorii 0. Ca date de ieșire, se va afișa mesajul da, dacă toate numerele din șir sunt pozitive sau nu altfel. Restricții și precizări. Numerele citite au maxim 9 cifre, valoarea 0 nu face parte din șir. Exemplu, dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 2, 5, 7, 0, pe ecran se va afișa mesajul da. Dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 2, minus 1, 9, 3, 0, pe ecran se va afișa mesajul nu. Ca idee de rezolvare, se va folosi o variabilă logică numită pozitiv, care va avea două valori. Adevărat dacă toate numerele din șir sunt pozitive, fals dacă se găsește un număr negativ în șir. Se inițializează valoarea variabilei pozitiv cu valoarea adevărat. Se parcurge șirul. Dacă un număr din șir este negativ, atunci valoarea variabilei pozitiv devine fals. Dacă valoarea variabilei pozitiv este adevărat, atunci numerele din șir sunt pozitive. Ca implementare, variabila pozitiv se inițializează cu valoarea adevărat. Se parcurge șirul. Dacă un număr din șir este negativ, valoarea variabilei pozitiv devine fals. Dacă valoarea variabilei pozitiv este adevărat, atunci toate numerele din șir sunt pozitive. Vom crea un nou proiect pentru a scrie codul sursă în limbajul de programare C++. Vom declara variabilele. Vom inițializa valoarea variabilei pozitive. Vom parcurge șirul. Dacă un număr din șir este negativ, atunci vom schimba valoarea variabilei pozitive. Vom afișa pe ecran un mesaj corespunzător în funcție de valoarea variabilei pozitive. Să executăm programul.
încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat cum puteți folosi variabilele logice într-un algoritm.